Seara bună și bine v-am găsit la Săptămâna Financiară. Vorbim astăzi despre pompierii de serviciu. Pentru că sunteți inteligenți, v-ați dat seama deja că este vorba despre politicienii noștri care nu sunt în stare să prevină focul. Prin urmare, puțina energie intelectuală pe care o au, o folosesc doar ca să stingă incendiul. Cam așa se poate traduce, foarte pe scurt și pe înțelesul tuturor, mesajul premierului Ciucă. Premierul care ne anunța triumfalist că va plafona prețurile din energie pentru un an întreg. Păi vă dați seama ce capacitate are acest guvern? Un an de zile îl plafonează prețul? De ce s-a ajuns aici? Păi asta e altă poveste. Avem soare, avem vânt, avem gaz în Marea Neagră, avem râul Ramuri, vorba aceea, râul Ramuri e prietenul mai mie. Dar noi le-am dușmănit și le-am distrus, cum este cazul pădurilor sau a unor cursuri de apă. Sau nu le folosim la potențial când este vorba de soare, vânt sau gaz. Acum, plafonarea asta poate să fie o ușurare pentru consumatorii casnici, dar și pentru cei privați. Ok, o să plătim un preț, să spunem, decent în următoarele 12 luni. Dar de unde este diferența dintre prețul plafonat și prețul real al pieței? Cine o acoperă și mai ales de unde? Aici nimeni nu suflă o vorbă și vă asigur că România nu a descoperit așa peste noapte nicio comoară, nu și-a crescut gradul de colectare și nici nu a redus evaziunea. Și atunci, de unde banii? Trăim pe datorie? Ok. Dar nimeni nu ne vorbește în mod clar de impactul acestei datorii. Este primul lucru de bun simț atunci când vorbești de o cheltuială în plus să te referi în secunda 2 la impactul pe care aceasta îl va avea asupra bugetului. Un calcul elementar ne arată că această plafonare ar putea costa bugetul mult peste 20 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă undeva la peste 1,5% din produsul intern brut, care se alătură altor 5,8% prognozați la începutul anului. Asta înseamnă că țintei de 3% de deficit bugetar pentru perioada imediat următoare îi se pune în acest moment cruce. Ceea ce poate să ne ducă în poziția de țară cu deficit excesiv. De ce toate astea? Pentru că nu suntem în stare să gândim dincolo de ziua de azi. Vă spuneam că vorbim de un efort de peste 20 de miliarde de lei. Vă dați seama ce ar fi însemnat ca statul să bage acești bani în dezvoltarea unor alternative energetice pe teritoriul României. Ceva uriaș. Din păcate, cineva nu vrea să facă acest lucru. De ce? Asta este o altă discuție și vă garantez că este una lungă. Există soluții astfel încât efortul ăsta să fie mai mic? Sigur că există. Să nu acorzi aceste plafonări pentru toată populația. Pentru că în acest moment nu știm câți români vor beneficia de plafonările aflate în discuție. Gândiți-vă că executivul pune pe picior de egalitate un pensionar care poate primește 1000 de lei cu un om de afaceri care poate face 1000 de lei într-un minut. De ce să faci lucrurile astea la grămadă? Pentru că nu ai capacitatea intelectuală să le separi. Iar prostia, oameni buni, se plătește indiferent de nivelul la care ea se manifestă. Bun, dar să ne întoarcem la ale noastre. Nu au fost bani de investiții pentru a face o strategie pe termen mediu și lung, dar avem gazele din Marea Neagră. Astea ni le-a dat Dumnezeu, le-a pus acolo. Noi trebuie să cădem pe un numitor comun cu investitorii care veneau cu banii și tehnologia necesare pentru a scoate gazele alea din apă. România primea bani și independență energetică fără să investească nimic. Nici asta n-am vrut. Și atunci nu-i normal să te întrebi cine are interesul să țină țara asta pe loc în dependență față de un om instabil psihic, care însă, atenție, a fost dispus de-a lungul timpului să ofere foarte mulți bani celor care îi făceau jocurile. Sunt semne de întrebare pe care nu ai cum să nu ți le pui dacă ești normal la cap. Astăzi, la Săptămâna Financiară, alături de invitatul permanent, dr. Cristin Bago, încercăm să vorbim despre strategii energetice, alături de expertul pieței de energie, Dumitru Chisăliță. Încercăm să aflăm dacă totuși statul ăsta are așa vreo strategie pe termen lung și nu o vedem noi, că probabil o ține ascunsă. Domnule Chisăliță,
Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația în emisiunea noastră. S-a discutat de vreme bună, astăzi s-a și parafat această plafonare a prețurilor la energie. Spuneți-ne, pentru început, este o idee bună, este o idee proastă, ține de o strategie sau este doar așa, cum spuneam la începutul acestei intervenții, doar o modalitate de a stinge focul, dar fără să rezolve problema pe termen mediu sau lung? Mulțumesc de invitație, bună seara dumneavoastră, bună seara celor care ne urmăresc. Din păcate, este o mare dezamăgire pentru mine că după atâtea luni, deci discutăm până la urmă de 2 luni doar de promisiuni că săptămâna viitoare vom avea măsuri, discutăm de fapt de plafonare de alte 6 luni de zile când am aplicat această plafonare și a fost un dezastru total. Cu toții am văzut ce a rezultat în urma aplicării acestei plafonări. Cu toate astea, singura chestie pe care am găsit-o bună să o facem este să continuăm ceea ce am avut prost până în momentul de față. Cred că principial nu este o abordare corectă, pentru că noi punem de la egal la egal practic o plafonare, așa cum este cea de la gaze naturale, pentru absolut toți consumatori. Și nu este corect ca această plafonare să se adreseze tuturor consumatorilor. În același timp, pe energie electrică, de exemplu, plecăm de la premisa că cei care consumă mai puțin sunt și obligatoriu săraci, iar cei care consumă mai mult sunt și obligatoriu bogați, ceea ce din păcate nu este în concordanță cu realitatea și ajungem în situația în care o persoană care câștigă mai mult să beneficieze de plafonare datorită faptului că poate are niște echipamente mai performante, datorită faptului că poate stă mai mult în delegații, iar o persoană săracă care are mai mulți copii, care trebuie să spele mai mult, nu știu, vase, haine și așa mai departe, ajunge să consume mai mult și atunci nu poate să plătească, nu beneficiază de această plafonare. Oricum, dincolo de elementele legate de incorectitudinea aplicării acestei măsuri, trebuie să plecăm de la o realitate evidentă. Deci ceea ce vom avea în momentul de față înseamnă în primul și în primul o creștere a prețului față de ce avem în momentul de față. Deci trebuie să avem în vedere că această plafonare a prețului, așa cum a fost ea prezentată cu toate surele și tâmbițele de rigoare, va însemna o creștere de cel puțin 100% a prețului față de prețul pe care avem majoritatea dintre noi în contractele de gaze naturale și cam tot atâta și pe energie electrică. Deci asta e prima premisă. Cu preț plafonat avem cel puțin o dublare de preț. Fără preț plafonat vom avea, din păcate, creșteri mult mai mari decât doar o dublare. Putem să avem 200%, 300% sau în unele situații chiar mai mult decât atât. Cred că nici măcar pompier nu putem să spunem acum. Pompier, eram de acord cu acest termen în octombrie, când cumva a venit iarna peste noi, ne-a luat prin surprindere și atunci acceptam acest termen. În momentul de față, cred că cuvântul cel mai potrivit pe care trebuie să-l punem este legat de incompetență. Unul dintre cuvintele cu care politicienii din ultimii 30 de ani ne-au obișnuit, din păcate. M-am uitat foarte rapid pe ceea ce au aprobat și vă rog să mă corectați, fiindcă sunteți mult mai în temă, dacă cumva greșesc, plafonarea prețului gazelor de această dată se face la producător și nu la consumator. Adică producătorul este obligat să vândă cumva la un preț mai mic decât prețul de producție. Este corect? V-aș corecta puțin. Vă rog. Plafonarea este la consumator, la unii dintre consumatorii finali, pentru că o să vedem că nici pe energie electrică, nici pe gaze naturale nu sunt toți consumatorii finali cuprinși, dar există pe gaze naturale și niște prețuri fixate. Nu sunt plafonate, nu sunt reglementate, sunt pur și simplu fixate, pentru că plafon înseamnă că poți să mergi cu orice preț până la acea limită. Reglementat înseamnă că vii cu o schemă transparentă prin care în baza schemei respective ajungi la un mic preț. Aici pur și simplu s-au înscris niște prețuri. 150 de lei vor vinde producătorii gazele naturale pentru gazele care vor ajunge la consumatorul final. Deci este pur și simplu un preț fixat pe această linie. Din păcate, acest preț se aplică exclusiv către furnizorii care revând aceste gaze naturale către consumatorii final de tip casnic. Mai există un preț fixat de 250 de lei către furnizorii care revând aceste gaze naturale către consumatorii care produc energie termică și o vând consumatorilor casnic.
nici în rest prețul este la liber. Ori, de fapt, această schemă din această plafonare este nimic altceva decât schema care am avut-o în anul 2019 pe ordonanță 114, atunci când, de asemenea, prețul a fost plafonat pentru consumatorii casnici și rezultatul a fost unul dezastros pentru consumatorii non-casnici, pentru că acolo, practic, prețurile au crescut de 3, 4, 5 ori, astfel încât să compenseze ceea ce, să zicem, era plafonat la producător. Lucrurile sunt foarte simple. Dacă eu sunt producător și astăzi prețul pieței este 500 de lei, chiar atâta este astăzi, cineva mă obligă să vând cu 150 de lei megavatul pe jumătate din producția mea, eu o să vând cealaltă producție probabil undeva cu 1000, cu 850 de lei, astfel încât în total eu să câștig tot 500 de lei. Deci asta se va întâmpla, asta s-a întâmplat în 114, asta se va întâmpla și în momentul de față. Tot 114 ne-a demonstrat că în momentul în care s-a introdus această plafonare, automat au crescut importurile, automat au crescut prețurile gazelor din import care au venit în România față de anul anterior. Deci aceste măsuri administrative cu siguranță vor aduce multe efecte. Unele le putem previziona astăzi, altele nu le vom putea previziona astăzi și vom trage concluzii peste un an de zile atunci când vedem, o să vedem ce ne va duce într-adevăr. Dar eu aș sublinea un element foarte important în cadrul acestei ordonanțe de urgență, și anume vorbim de un caracter care nu este deloc uniform. Această ordonanță, din punctul meu de vedere, este dezaxată. Pentru că vedem că avem, de exemplu, pe energie electrică, plafonarea prețului la toți consumatorii non-casnici, indiferent dacă sunt mari, mici, consumă mult, consumă puțin, dar în schimb pe gaze naturale vedem pentru consumatorii non-casnici doar o parte din acești consumatori vor avea prețul plafonat. La consumatorii casnici, la gaze naturale, toți consumatorii casnici, indiferent de cât câștigă, unde stau, cât stau, au preț plafonat. La energie electrică doar o parte din ei au preț plafonat. Deci apreciez că această abordare nu este unitară, nu este o abordare care să meargă pe o logică de la început și până la sfârșitul legii, indiferent pe care dintre modele vom merge. Un alt element foarte important pe care aș vrea să subliniez această lege, faptul că legea vine și pune această limită 50.000 de megawatts pentru consumatorii non-casnici care vor beneficia de plafonare. Asta înseamnă că tot ceea ce înseamnă industrie medie și industrie mică va suporta valuri scumpirilor de preț care va fi pus în piață, urmare a faptului că o parte din aceste prețuri vor fi plafonate. De asemenea, toate importurile scumpe vor trebui să fie plătite de acești consumatori industriali, medii și mari. Fapt care, din punctul meu de vedere, va scoate pe aceștia din joc. Pentru vor îngenunchea economia. Da, vor ajunge să concureze cu alți producători pe produse similare care se găsesc în alte țări, acolo unde s-au aplicat metode nu doar pe termen scurt, ci metode pe termen lung, metode care să aibă pe de o parte ca și scop protejarea consumatorului, pe de altă parte să determine piața să funcționeze în continuare, dar în același timp să determine ca și industria energetică să se dezvolte. Pentru că altfel ne vom găsi în martie 2023 și vom discuta ce vom face atunci, pentru că prețurile vor fi mari și în martie 2023, consumatorii nici atunci nu vor putea să își plătească facturile și ce o să facem? O să mai plafonăm încă un an și încă un an și încă un an în condițiile în care această plafonare cu siguranță, din păcate, ne afectează și investițiile, pentru că orice investitor în momentul în care vede că cineva vine și pune într-o lege din pix un preț, se gândește, bă, dar s-ar putea ca peste un an sau peste doi și mie să-mi pun un astfel de preț și eu să intru într-o zonă în care să nu mai fie rentabilă investiția pe care o fac și atunci poate e mai bine să nu o fac în România, să mă duc într-o altă țară unde există o abordare mult mai constructivă în ceea ce privește aceste dezvoltări investiționale. Exact, asta era următoarea întrebare. În aceste condiții în care se impune un preț, vorbeam de piața gazelor, ne tot uităm că avem gazele acelea din Marea Neagră despre care se tot discută. De fapt, se discută în presă, că în mediul politic parcă fug de acest subiect. De ce? Încercăm să aflăm și noi. Bun, în aceste condiții în care li se impune un preț, avem șanse să vină vreun investitor care să spună, da, domne, sunt de acord în aceste condiții să scot gazele din Marea Neagră? Acum o să împart în două întrebarea aceasta, sau mă rog, răspunsul la întrebarea aceasta. În primul rând o să fac referire general la investitorii importanți care ar putea să vină, mă rog, să facă investiții, nu neapărat Marea Neagră, vorbim în general de investiții în domeniul energiei. Din experiența mea și din cooperarea mea cu diversi investitori de acest gen, pentru ei este foarte importantă predictibilitatea.
Predictibilitatea care nu înseamnă neapărat am dat o lege și 20 de ani o schimb, dar predictibilitatea care să se bazeze totuși pe niște acțiuni logice. În momentul în care un investitor care vine și investește milioane de euro sau miliarde de euro și vede că cineva poate peste noapte să pună un preț din pix fără să fie, cum să justificat acel preț, fără ca acel preț să aibă o construcție în spate, să aibă o predicție, automat apare ideea că, repet, mâine se poate întâmpla orice, prețul poate să fie mai mare sau mai mic, se poate schimba ori de câte ori are cineva chef să pună un preț într-un act normativ. În al doilea rând, aș merge pe ceea ce înseamnă investițiile deja pornite, fie că vorbim de offshore, fie că vorbim de onshore. Și aș face următoarea precizare. 150 de lei pe megawatt, care l-avem în momentul de față, este un preț care în momentul de față este socotit fără redevențele mari pe care le plătea, să zicem, un producător atunci când vindea gazul acesta cu, nu știu, 200, 300, 400 de lei și în același timp fără suprataxele pe care trebuia să le plătească fără stat. Ținând seama de faptul că nu mai plătește aceste două componente, redevență la o componentă mai mică, suprataxă, nu mai plătește deloc, în fapt un producător cam undeva la 150 de lei megawatt rămânea și atunci, în mod teoretic, fie că se găsea în situația în care vindea aceste gaze naturale, să zicem, la 250 de lei și lua statul totul până la 150 de lei, fie că vinde acum 150 de lei, el nu ar trebui să aibă afectat business plan-ul, cash flow pentru ceea ce înseamnă activitatea investițională, pentru că era cumva în concordanță cu ceea ce se întâmpla și înainte, ținând seama de acele suprataxe. Nu este același lucru pentru un investitor nou. Pentru un investitor nou care acum vine, care acum își pune la punct toate aceste activități, care are niște amortizări foarte mari, are niște investiții foarte mari, care trebuie să le facă, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, și atunci pentru el, din punctul meu de vedere, 150 de lei megawattul este undeva la limită din punct de vedere al modului în care poate să-l aplice efectiv. Aveți idee dacă guvernul, în momentul în care a elaborat această ordonanță, a consultat cumva experți din zona energetică? Să știți că a existat un comitet interministerial care s-a constituit în ianuarie. Din comitetul acesta am făcut și noi parte ca și asociații. Au fost peste 40 de asociații, societăți comerciale, sindicate, asociații patronale care au fost prezente. Au fost rulate diverse idei, diverse măsuri, diverse propuneri din partea celor prezenți în cadrul acestui comitet interministerial. Din păcate, absolut niciuna dintre acele elemente care au fost prezentate acolo nu se găsesc în acest proiect de lege. Pur și simplu s-a șters cu buretele peste tot ceea ce a fost acolo și s-a venit cu ideea de a se continua această lege a plafonării cu, mă rog, ușoare modificări în interiorul ei. Foarte pe scurt, mai avem un minut la dispoziție. Domnule Chisăriță, care ar fi soluția? Înțeleg că ordonanța asta este praf. Care ar fi soluțiile pe termen scurt, mediu și lung pentru o revenire la normalitate, evident, din punct de vedere energetic? Eu aș propune o abordare care să plece exact pe cele trei direcții. Termen scurt, termen mediu și termen lung, pentru că măsurile sunt diferite. Pe termen scurt, noi trebuie în momentul de față să securizăm, dacă vreți, componenta socială, atât în zona casnică cât și în zona non-casnică, astfel încât aceste facturi să devină suportabile pentru consumatorii casnici și atunci astea sunt prioritățile pe care trebuie să le avem și prioritățile astea nu pot să fie decât pe termen foarte, foarte scurt. Aici noi am venit cu câteva propuneri, sunt 8 măsuri pe care le-am propus. În primul și în primul rând, regândirea fiscalității în zona energetică, vorbesc în zona generală energetică, nu doar reducere TVA de la 19 la 5%, cred că trebuie mult mai mult să gândim această fiscalitate, ținând seama de modul în care evolua prețurile, ținând seama de ce se întâmplă în Ucraina, ținând seama de conflicte care există, ținând seama de ce se va întâmpla în relația cu Green Deal-ul, noi trebuie să regândim acest lucru și atunci este un element important. Un alt element important pe care noi l-am propus a fost plafonarea marjei comerciale la nivelul tuturor furnizorilor, astfel încât această marjă comercială să nu poată să mai dea loc unor speculații, să nu poată să mai dea loc unor elemente care să scumpească foarte mult prețul. Și o a treia măsură din cele 8 pe care spuneam că le-am propus este aplatizarea vârfurilor de cost la facturile care există
momentul de față, în special pe gaze naturale, și transferarea o parte a costurilor care sunt pe vârf de consum, în general în lunile de iarnă, în lunile de vară, atunci când de fapt costurile se produc efectiv. Pe termen mediu și lung, creșterea capacităților de producție este un element esențial, pentru că noi avem nevoie, în primul rând, de capacități de producție, astfel încât cererea să fie acoperită și să nu mai apară fluctuații de preț atunci când cererea este foarte mare într-un timp foarte scurt, dar în același timp trebuie să ne gândim și la surse de producție care să fie ieftine, care să aibă randamente mari, care să aibă eficiență mare. Domnule Chiseliță, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, vă doresc o seară bună în continuare. Ne tot puneam semne de întrebare, de ce nu face statul român nimic? În cronica auditoarei ar putea să se facă puțină lumină vis-a-vis de acest subiect. Vedem cum arde statul român, sau mai bine spus, cum ard intermediarii statului român gazul pe aici, pe la noi, prin România. Te rog. Da, exact ce spunea și domnul Chiseliță vis-a-vis de prețurile care au bubuit la noi în țară, vis-a-vis de gazele naturale. Iată, de fapt, există ceva mai mult, un ingredient surpriză pentru România. Ok, criza actuală are valențe și în România, cât și în alte țări din Europa. Dar nu aceasta este ingredientul care a condus la rețeta pe care o avem noi în modul actual, ca să spun așa. Dacă facem un overview așa, România ar fi al doilea producător de gaze din Uniunea Europeană. Dar totuși, noi importăm gaze mai scump decât Austria, Ungaria, chiar și vecinii noștri din Bulgaria. Asta în condițiile în care aceste țări nu au resurse proprii de gaze naturale, exact cum spuneai. Dar nici băieți așa deștepți ca ai noștri. Exact. Iată, de la începutul anului 2021 și până la final, prețul gazelor naturale a crescut cu 50%. Iar industria din România a consumat gaze chiar mai scumpe decât cele din Olanda, iată, care este principalul producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Bun, ce a făcut diferența la noi? De ce avem prețuri mult, mult mai mari față de celelalte țări? Da. Răspunsul, ingredientul surpriză, este un intermediar al intermediarului Gazprom, care importă 70% din gazele naturale din România. Este o companie care s-a înființat în anul 2020, exact când au început să crească prețurile la gazele naturale. Deci, practic, nu are experiența necesară, nu are rezultate, pentru că s-a înființat în 2020, dar în spatele ei este un mogul rus. Asta cu afaceri în aluminiu. Deci este controlată de ruși, iată, se poate vedea și pe ecran care ar fi ponderea importurilor de gaze la noi în țară. Iar acest lucru din start reprezintă o rețetă nesănătoasă, pentru că în orice business, dar nu la nivelul unei țări, ar trebui să știm că nu trebuie să avem un furnizor cu asemenea pondere sau un intermediar care ne realizează această relație comercială cu o pondere atât de mare, pentru că dacă ai un asemenea furnizor, riști să depinzi de el și vis-a-vis de prețuri, și vis-a-vis de furnizarea bunurilor sau a serviciilor. Dacă el nu le mai dă, riști să iei de la alții. Este la o scară mai mică ceea ce se întâmplă acum, Europa versus exact, Rusia. Este exact aceeași imagine, mai mică la noi, dar ceea ce se întâmplă și acum în toată Europa. Și aceste lucruri sunt știute, Stelia. Nu poți să spui la nivelul unui stat că nu știm acest lucru basic, pentru care și patronul de la colț, dacă îl întrebi, el o să zică că nu ia alimente doar de la un singur furnizor, pentru că știe că dacă nu-i mai dă mâine, rămâne în pană. Deci un lucru știut basic, iată, de cineva care face afaceri la un nivel mult mai mic, nu poți să spui că nu este știut la un nivel atât de mare. Plus că, ok, intermediezi cu o firmă din Cipru, iată, acest lucru ar trebui făcut printr-o selecție măcar, de vis-a-vis de rezultate, vis-a-vis de experiența a companiei pe care o alegem. Sau, în cel mai bun caz, să fie făcut de o instituție publică a statului, cum se întâmplă în celelalte țări. Nu intermediază nimeni o companie externă pentru propriile tale interese, pentru că este evident că nu o să facă pentru interesele tale proprii. Și mai ales să verificăm cine o controlează, acționariat incert, rezultate neperformante sau experiență inexistentă. Deci toate aceste lucruri ar trebui să fie criterii de bază atunci când facem asemenea relații de business. Dar se pare că la noi nu sunt știute aceste lucruri, ne facem că plouă, ca să zic așa. Asta e întrebarea, de ce se fac politicienii că plouă? Pentru că în momentul în care elimini, să încercăm să le explicăm, dacă eliminăm acest intermediar și noi, stat român, negociem de pe o altă poziție direct cu furnizorul de gaz, am putea
avea un preț mai mic, populația ar fi mai fericită și ne-ar da voturile. Însă s-ar putea să avem o problemă cu bugetele personale și vorbesc de bugetele personale ale politicienilor, ca să fie foarte clar înțeles. Deci sunt niște interese probabil financiare ale unora, trebuie să-i depistăm. Nu este rolul nostru. Rolul nostru este să tragem cortina, să spunem că există niște probleme pe zona asta și instituțiile statului, abilitate să controleze, să vină și să pună degetul pe rană, să spună, prietene, ce faci aici? Ia să vedem. Că am văzut zilele trecute, premierul Bulgariei, zilele trecute că am pierdut noțiunea, nu mai știu dacă astăzi sau ieri, premierul Bulgariei a fost săltat. Din cauza corupției, din cauza faptului că toată lumea știa, inclusiv în Bulgaria, că e unul dintre cei mai corupți oameni, nimeni nu avea, eu știu, curajul să spună lucrurilor pe nume. Și când spun nimeni, nu vorbesc de opoziție, nu vorbesc de populație, vorbesc de instituțiile care trebuiau să-l controleze. Cam același lucru ar trebui să se întâmple și în România. Nu spun că premierul nostru are aceleași probleme, spun că sunt oameni din clasa politică care în acest moment au foarte mari probleme legate de finanțele pe care le au din surse pe care nu le pot justifica. Și cu toate astea, instituțiile statului par a fi moarte în păpușoi. Și sperăm totuși că se vor sesiza la un moment dat instituțiile europene și vor veni ele să facă curat în ograda noastră. Da, până atunci noi rămânem cu un preț de 2-3 ori mai mare decât ceilalți pe care, practic, tot noi îl acoperim. Noi, cetățenii, asta este adevărul. Bun. Haideți să schimbăm un pic subiectul. Rămânem în zona asta, să spunem, a tensiunilor, pentru că până la urmă avem un război la graniță și ăsta ne influențează, indiferent că vrem sau nu. Și ne uităm, am văzut știrile de la televizor, am văzut că România au început să facă rând la pașapoarte. Interesul pentru creditele imobiliare, vedem că s-a mutat dintr-o zonă în alta, de la creditele imobiliare, de la bănci, s-au dus către zona asta de evidență a populației, către pașapoarte. Oamenii se gândesc în acest moment cum să-și salveze pielea în cazul în care războiul ăsta nenorocit din Ucraina s-ar extinde. E, în aceste condiții este normal să vedem că interesul clienților pentru achizițiile de locuințe este în scădere în ultima perioadă, că vorba aia nu poți să fugi cu casa în rucsac. Și nu vorbim de o scădere de 1-2 puncte procentuale, ci de vreo 70%, iar imaginea se vede cel mai bine pe site-urile dezvoltatorilor, unde cam bate vântul. Cel mai mult au de suferit, evident, proiectele care sunt în derulare, acolo unde cash-ul era asigurat din vânzările imobilelor din proiect. Acum, mulți dezvoltatori, pentru a stimula cererea prezentă, previzionează cumva creșterea ale prețurilor. Numai că prețul se naște și el pe baza cererii și a ofertei. Dacă nu este cerere, pentru că oamenii sunt speriați, e greu să vinzi cu prețul sus. Dar care este realitatea din această piață? Încercăm să aflăm alături de Tinu Sebeșanu, CEO Impact Developer. Seară bună, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Care este realitatea? Am văzut că a scăzut interesul într-o primă fază. Cum percepeți dumneavoastră ca dezvoltator, unul dintre marii dezvoltatori din România, interesul oamenilor pentru zona asta rezidențială? Bună seara, bine v-am găsit. Efectele sunt un pic contradictorii și am să vă explic de ce. Imediat după începutul acestui război a fost o reacție normală, care o considerăm de reticență. Toată lumea a vrut să vadă ce se întâmplă. Deci am avut, să zic așa, prima săptămână cu primul weekend în care, într-adevăr, cum ați spus, a scăzut interesul la 30% din cât era înainte. În ultima săptămână am văzut o revenire, e o revenire plăpândă, dar este o revenire în trend. Și aici mă refer la clientul final, deci clienții care cumpără apartamente pentru locuit. În schimb, am văzut o creștere semnificativă totuși pe partea investitorilor în ultima săptămână, care revin. Mulți dintre ei vrând să-și securizeze cash-ul printr-o investiție imobiliară. Deci, de asta vă zic că contradictorul, pe de-o parte, a scăzut la clienții care iau mai ales pe bază de credit apartamente, dar investitori mici, investitori care cumpără 1, 2, 3 sau chiar 5 apartamente, au revenit și consideră una dintre cele mai sigure investiții încă investiția în rezidenția. Bun, acum e cumva paradoxal, pentru că cel puțin încerc și vorbesc cu oamenii în stânga și în dreapta, se uită, văd ce se întâmplă în Ucraina. Dom'le, a venit, dacă începe războiul, ți-a dat bomba peste casă, asta e, ai pierdut investiția. Considerați că nu merg cumva mână în mână teama asta de un posibil război cu securizarea cash-ului
prin investiția într-un imobil este oarecum riscantă? Este, dar trebuie să alegi riscul cel mai mic. Uitați-vă ce se întâmplă și în Polonia și în Ungaria, în care cursul efectiv a scăpat de sub control. Uitați-vă ce se întâmplă cu inflația. Totuși, oamenii care au un surplus trebuie să-l investească undeva. Cred că în ultima săptămână, mai ales din ce în ce mai mulți oameni, au văzut cu riscul că acest război să depășească frontiera este destul de limitat. Dar riscul de inflație și de devalorizare este evident. Da, cred că și eu sunt dator să fac o precizare. Noi mergem pe scenariile de business la extrem. Nici eu nu consider că poate depăși frontiera Ucrainei. Suntem sub umbrela NATO, slavă Domnului, și cred că suntem foarte bine protejați din acest punct de vedere. Dar mergem pe scenariile acestea extreme ca să avem o imagine cât mai clară. Cum suntem acum cu prețurile materialelor de construcții? Cum ne afectează ceea ce se întâmplă? Pentru că mă gândesc că apar niște blocaje în transportul materialelor. Practic toate piețele sunt bulversate. Am văzut ce se întâmplă pe piața de energie, nu mai vorbesc de agricultură. Presupun că nici construcțiile nu sunt ferite de toată această harababură care a apărut în urma războiului. Absolut. E o stare de incertitudine, practic, la ora actuală, să zic așa, oferte din partea antreprenorilor sunt, să zic așa, blocate. Practic nimeni nu poate să bazeze pe un preț de cost astăzi. Este o, să zic așa, o situație în care toată lumea stă în expectativă. E foarte greu să evaluezi ce se întâmple. Am avut deja anul trecut un val puternic de scumpiri datorată, să zic așa, lanțurilor de distribuție care au fost afectate de pandemie. Am avut spre sfârșitul anului o stabilizare, după care a venit o altă creștere cauzată de partea de energie. Și pe urmă, iată, a venit și acest eveniment la graniță. Deci au venit înlănțuite, toate se cumulează și deocamdată toată lumea se așteaptă că o să crească iar, o să avem un val de creștere, dar nimeni nu cred că poate să prevadă unde se va opri. Un val de creștere care înseamnă noi scumpiri pentru locuințele construite în perioada asta. Probabil de aici și interesul foarte mare, cum am zis în ultimul timp, spre locuințe care sunt gata și care se pot achiziționa astăzi, față de interesul care era până acum de a lua locuințe, să zic așa, off-plan, deci în faza de concept sau începutul de construcție, unde puteau să beneficieze de discounturi. Acum, din investitori și la care mă referam, merg direct către unități care sunt gata și care se pot achiziționa imediat ca să profite, să zic așa, încă de prețuri care au fost prețuri de cost de anul trecut. Prețurile sunt în România pentru locuințe destul de mari raportate la venituri, dacă mai calculăm acum și inflația. Mai poate duce piața creșteri și mai mari de prețuri și totuși să-și păstreze clienții? Nu, evident clienții o să scadă în volum, dar cum am zis, cererea este foarte mare și am menținut tot timpul. Va fi o perioadă normală în care vor fi afectate vânzările, dar la un moment dat lucrul ăsta se va stabiliza. Se va stabiliza și inflația și noi sperăm că vom reveni într-o activitate normală. Bineînțeles că va fi o perioadă de adaptare care nu putem să ne dăm seama acum cât va dura, dar aici va fi un impact foarte mare pe dezvoltatori. Cei care vor putea să suporte fluxurile de numere pozitive vor rezista, vor putea să treacă de această perioadă, vor face și în continuare afaceri, dar va fi o perioadă foarte grea. Ce vreau să vă întreb, știu că sunteți dezvoltator și nu constructor, dar totuși sunteți manager, sunteți genul de om care gândește cu un pas înainte. Acum ne uităm la Ucraina și vedem că s-a cam ales praful de tot ce se întâmplă acolo. Oare este pregătită România, sunt pregătiți oamenii de afaceri din zona asta de dezvoltare, construcții, să se implice la un moment dat în reconstrucția țării vecine? Și vorbesc de business aici, că acolo vor veni bani din Statele Unite, vor veni fonduri de la Uniunea Europeană, avem planuri făcute astfel încât în momentul în care se va termina și sper cât mai repede acest război să se reintre într-o oarecare normalitate și să dezvoltăm business-uri în zona Ucrainei, business-uri de reconstrucție. Eu sunt convins că da, nu știu dacă mă mai vedeți. Eu am vă auzim, deocamdată imaginea e înghețată, dar vă auzim, ceea ce este important.
Deci, eu cred că... O secundă să încerc să mă reconectez. Eu cred că va fi o oportunitate foarte mare. Tot timpul sunt oportunități. Depinde foarte mult cum se va stabiliza situația în Ucraina. Dacă vor rămâne totuși un stat democratic și cu legi foarte clare, atunci bineînțeles că vom avea oportunitate și cred că vom beneficia și noi împreună și cu ucrainenii care se vor întoarce acolo de aceste oportunități. Într-adevăr, cum spuneți, din păcate va fi mult de construit, din fericire pentru cei care pot să profite de această oportunitate. Sunt sigur că o vor accesa. Noi nu am discutat încă aceste aspecte, deocamdată ne concentrăm pe ce avem local și la nivel național, cum știți, avem proiecte destul de mari în curs și vrem să vedem în primul rând cum reușim să le scoatem pe acestea la lumină. Vorbiți de scoaterea la lumină, de aceea am ridicat cumva la filou o întrebare. Există o problemă cu scoaterea la lumină în actualul context, cu scumpirea materialelor pe de o parte, lipsa de interes a cetățenilor, a celor care cumpără, am înțeles, nu vorbim de investitori, cei care cumpără câte 4-5 locuințe, vorbim de cei care cumpărau până acum o singură locuință? Da, noi... Am făcut evaluări, să zic așa, ne-am regrupat. Bineînțeles că o să continuăm proiectele și sperăm, deocamdată sperăm că vor fi în același ritm. Cum am zis, partea de investitori este evident, în evidentă creștere și cred că asta se va menține acest rând. Plus că vă zic că am observat deja și investitori mai mari care vin. De ce? Fiindcă cum este simplu de văzut, a crescut foarte mult presiunea pe chirii, mai ales în estul țării și în nord-estul țării, datorită influxului foarte mare de imigranți, partea de chirii a crescut, semnific cererea pe chirii. Azi vorbeam și am înțeles că în Galați e greu să găsesc să închiriez un apartament. Astăzi Iașul este și el aproape saturat. Probabil o să coboare și către București această tendință. Noi o să zicem, deja avem cereri în ultimele zile masive de la companii care și-au relocat personal, de la companii care vor să contribuie să ajute partea asta de refugiați. Și avem cereri masive, adică mă refer cereri care vin de la un client, 40, 60, 80 de apartamente odată pentru închiriat. Și încercăm și noi să ne regrupăm rapid să putem să punem la dispoziție acest tip de serviciu. În actualul context extrem de incert, din toate punctele de vedere, cum vedeți evoluția prețurilor în zona imobiliară pentru anul acesta? Eu cred că o să fie pe termen scurt, mă refer aici la un termen de 2-3 luni, o evoluție mai mică pe apartamentele care sunt finisate. Încă mulți dezvoltatori au nevoie de cash și le vorbim de, să zic așa, la un preț poate puțin crescut față de anul trecut. În schimb, la apartamentele în construcție și apartamentele proiectele care se lansează acum, creșterile vor fi semnificative. Și asta era următoarea întrebare. Mai sunt proiecte care se lansează acum? Adică mă gândesc dacă investitorii nu stau, dezvoltatorii de fapt, nu stau în expectativă să vadă ce se întâmplă în perioada următoare și mă refer la o perioadă scurtă, nu știu, o săptămână, două, trei, până se termină războiul. Sper eu să fie perioada asta, după care se ia o decizie de a deschide noi proiecte? Se deschid noi proiecte în perioada asta? Nu, evident, în perioada asta nu, dacă vorbim de 2-3 săptămâni, practic e ceva foarte puțin. Eu mă referam la un termen mediu. Proiecte, bun, mai puțin în București, fiindcă am avut partea asta cu autorizările care a devenit un proces foarte dificil, dar proiecte clar se vor lansa. Eu cred că antreprenorii sunt primii care să scoată capul la lumină și să-și vadă de treabă. Cred că problema mare va veni din partea finanțatorilor. Dacă băncile ies în starea asta de expectativă în care sunt acum, cred că se va relansa partea de afaceri. Spuneți că sunt într-o perioadă de expectativă legată de ceea ce se întâmplă în Rusia sau se gândesc că piața imobiliară este cumva, sau prețul este cumva crescut artificial și se tem de o bulă imobiliară? Și atunci sunt mai precaute în finanțare.
Da, ne-am discutat cu majoritatea finanțatorilor noștri. Nu, nu au problemă de bulă, au efectiv problema, vor să vadă cum se așează acest război, cum se termină, dacă se termină. Există undeva o frică că s-ar putea să dureze mult, și aici nu mă refer la ani. Dacă e chestia de luni, cred că ieșim destul de repede, dar eu cred că e normal, fiecare are dreptul să fie. Dar eu am spus, dacă toți stăm în expectativă, chiar că nu se mai întâmplă nimic. Lucrurile trebuie să meargă înainte, asta cu siguranță. Aveți proiecte pe care vreți să le deschideți în perioada imediat următoare, la care vă gândiți să le deschideți? Da, noi avem un plan, să zic așa, care nu l-am încetinit, cel puțin deocamdată. E un plan care l-am lăsat și oficial, e strategia noastră de dezvoltare pe 6 ani, ne-o continuăm. Suntem cu șantierele în funcțiune, ca să zic așa, nu am redus ritmul. Cel puțin până acum nu avem niciun motiv să o facem și de asta am zis, noi trebuie să mergem înainte până la proba patroare, până într-adevăr vor fi niște motive obiective care să ne împiedice să o facem. Domnule Sebeșanu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la săptămâna financiară. Probabil că ne vom revedea și în edițiile următoare cu informații despre ce se întâmplă pe această piață imobiliară, iată și ea zdruncinată de problemele care există acum la graniță. Vă mulțumim, vă dorim weekend plăcut în continuare. Vă mulțumesc pentru invitație la fel. Mulțumim. Noi mai avem un pic până la weekend. Iată ceea ce ne spune domnul Sebeșanu. Merg înainte pentru că perseverența este esența în business, indiferent de natura lui. Cred că despre perseverență o să vorbești și tu acum la rubrica Știați că. Da, la Știați că avem un celebru om de afaceri, eu cred că îl știm cu toții, Colonel Sanders, care a înființat o celebră companie de la care mâncăm cu toții pui prăjit. La care devenim dependenți. Eu nu se recunosc că sunt dependențe și vede de mâncarea lor. Nu pot să spui chestia asta, dar oricum tuturor le place. Ceea ce știu mai puțin oameni este parcursul acestui domn care, iată, a construit o companie de miliarde de dolari. La început și chiar în partea medie și chiar spre bătrânețe, acest domn nu prea a fost unul prosper. Trăia așa dintr-un ajutor social de 99 de dolari pe lună, o mare parte, vreo 15 ani. Nu prea a reușit să se angajeze nicăieri. Și cu toate astea știa un singur lucru, adică cel mai mare asset al lui, cea mai mare activ, ca să zic așa, lui, era că știa să facă un pui prăjit extraordinar de bun pe care toți prietenii îl mâncau cu plăcere. Și iată, vis-a-vis de faptul că nu este niciodată prea târziu să începi. La 65 de ani, acesta s-a hotărât să facă un business și să vândă rețeta mai multor parteneri, din care ar fi vrut și el măcar o mică parte. Problema este că, de aceea eu întotdeauna când aud cuvântul nu, mie mi se pare de bine. Deci dacă îmi spune cineva da, e clar o idee proastă. Acest domn s-a dus la aproximativ 1009, iată, parteneri cu care ar fi vrut să colaboreze și toți i-au spus nu. Deci iată, 1009 deci a purtat 1009 discuții, dacă mulțești asta cu măcar 30 de minute în care se explice cât e de bună și rețeta și ce spate ca să-i cauți. Fantastic. Păi de-aia ai ajuns la 65 de ani. Da, probabil. Și totuși nu s-a descurajat, a mers mai departe și iată, 1010 a fost cu noroc și a primit răspunsul da pentru business-ul lui. Și mai departe, deja știți rezultatul, americanii au îmbrățișat cu mare plăcere această rețetă care a devenit virală, apoi și în toate statele, ca să zic așa, din toată lumea. Și iată, la vârsta de 65 de ani, omul acesta a început business-ul vieții sale. Deci nu e nicio problemă dacă n-am reușit la 20, la 30, important e, eu tot asta spun, nu e important nici să fii deștept, nici să fii frumos, este important să fii muncitor și perseverent, că reușești. Cu siguranță. Aș fi făcut niște glume. Mă rog, eu mă gândesc că fac un grătar foarte bun. Toți prietenii laudă. N-am încă 65 de ani, dar până la 65 de ani am tot timpul să mă gândesc dacă voi deschide și un restaurant. Eu perseverența promit că este până la urmă cea mai importantă. Bun, îți mulțumesc tare mult. Iată, informații extrem de interesante. Acum mi-ai deschis apetitul pentru o porție de
Nu le spunem să nu luăm o amendă de la CNA. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne revedem, evident, perseverenți la săptămâna financiară și vinerea viitoare de la ora 19. Până atunci, să aveți o săptămână cu profit. Rămâneți cu bine!